cane, resturi de mopuri, papuci, plastice. Ne arată surprizele pe care noi le-am lăsat pe timpul verii, special, direct în apă sau pe plajă, de unde vântul le-a aruncat în apă. Am spune că marea se apără cu aceste furtuni de plastice. În realitate este că ne apără pe noi sau pe copiii noștri, mai degrabă, de a le mânca. Pe timpul verii a fost un vânt de vest destul de consistent, apoi prin nisipare plaja a urcat ca înălțime și s-a constatat la sfârșitul sezonului că sunt mai puține gunoaie plastice și eram cumva bucuroși. Iată că această bucurie de fapt nu e decât un plastic ascuns, aruncat de vânturile de vest de pe o plajă mai înaltă în mare și acum marea ne arată ce a primit pe timpul verii, pe timpul sezonului. Și o mare parte din acestea le aruncă înapoi. Tot felul de plastice și metale, de la periuțe de dinți, nu știu de ce trebuie să existe periuțe de dinți în mare, până la încălțăminte, ochelari de soare și butelii chiar.